Acest lucru are și câteva explicații. În primul rând, apropierea. Oradea este un oraș mult mai aproape de vest. Cultura în Oradea este oarecum diferită. Oamenii sunt mult mai deschiși din nou către vest. Iar brandul are o notorietate pentru că în trecut, probabil mulți dintre dumneavoastră au întâlnit la rude, prieteni, familii, mașini de spălat, rufe, mile. Doar mașini de spălat și mile este cunoscut în general ca un brand care produce mașini de spălat și uscătoare. Pentru că la noi, acum 20-30 de ani, nu prea se știa despre un cuptor incorporat. Noi am trăit și suntem obișnuiți să avem acel clasic aragaz. Suntem aici prezenți ca să arătăm că Mile nu produce numai mașini de spălat și uscătoare. Este un moment foarte bun. Deschiderea coincide cu lansarea noii generații de aparatură incorporată, pe care o numim generația 7000. Produse care vin cu foarte multe funcții, noutăți. De exemplu, avem un cuptor care are o cameră video înăuntru. Toate produsele sunt conectate la... se pot conecta între ele în casă și, evident, pot fi accesate din tabletă, din telefonul mobil, inclusiv calculator, dacă cineva dorește acest lucru. Deci putem să vedem în cuptor cum arată mâncarea, ce temperatură este, cum se gătește, ceva care până acum nu există pe piață. Dacă ne referim la această... Nu vreau să-ți fric, dar vreau să întreb dacă nu puneți și un buton de YouTube la ăsta cu cameră, să filmăm, să trimitem în direct, că facem vlog. Nu s-au gândit încă, uite, poate anul viitor. Să vorbim. Da, deci produsele sunt cu niște funcții la care poate mulți dintre noi nu ne-am așteptat. În ce privește investiția în acest magazin, a fost în jur de 100.000 de euro. Magazinul are un spațiu de expunere de aproximativ 140 de metri pătrați și găsim de la aspiratoare, detergenți, până la aparatură de bucătărie, frigidere. Evident, pentru că facem o deschidere oficială cu presa, îl avem împreună cu noi pe... noi îl numim tot timpul cel mai bun șef din România, pentru că dacă Mile este cel mai bun brand și nu spunem asta doar pentru că ne mândrim, evident colaborarea noastră nu poate fi decât cu Adi Hădean, care este numărul 1 pe bucătăria românească, pentru că suntem în România. Și îi dăm cuvântul să ne spună câteva lucruri despre minunile pe care le face. Salut, la bună ziua! Bine ați venit! Am dezvoltat împreună cu Mile un parteneriat tradițional, să zic așa, și asta se face doar în timp. Colaborarea mea cu acest brand din România a început acum 8 ani, așa. Aproape de începuturile noastre în România. Da, la Cluj, și după ce m-am mutat la București, am început să lucrăm împreună în București și în proiecte destinate dezvoltării în întreaga Românie. Ne-am mai întâlnit și la alte deschideri de magazin și o să ne întâlnim și în lunile următoare, în anii următori, dacă ne ține viața sănătoși. Mie mi-a fost foarte simplu să încep să lucrez cu Mile, pentru că cu binele te înveți foarte ușor. Sunt niște echipamente în care eu cred foarte tare și pe care le testez de foarte mult timp. În atelierul meu din București am o linie instalată acum 4 ani pe care o folosesc intensiv, da, intensiv. Adică acolo găsesc elemente de 20 până la 50 de oameni, unde gătesc pe un cuptor o plită cu inducție, un tepar cu vremă aici și un grătar, până la 50 de feluri de mâncare pentru un eveniment. Bine, mai am și un frigider de vin, tot de la mine, plus frigiderul cu ăsta, așa, cu tablă neagră pe exterior, care mă ajută să țin înăuntru lucruri pentru faza asta de prep. Da, vă spun asta ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă la care este, la care sunt supuse aceste echipamente. Și dincolo de faptul că îmi place foarte tare să mă joc el și e foarte distractiv, sunt foarte ușor de curățat, ceea ce e foarte important în meseria mea, să poți să ții o bucătărie curată,
Sunt foarte ușor de utilizat, multe sunt numai deștept decât mine, de asta mă descurc așa bine printre ele. Și nu m-ar mira să apară și el acum unul de YouTube în curând și unul de Facebook. Pe lângă asta, n-am putut să nu remarc cu multă bucurie factura mică la electricitate pe care o plătesc acolo. Am atelierul în centrul Bucureștiului și nu mi s-a întâmplat cu tot volumul de muncă, cu ce vreți, cu ce vreți dumneavoastră, să socotim căldură, încălzire, tot curentul ăsta, pentru că toate aceste echipamente sunt pe curent, mai puțin aragazul care e pe gaz, restul sunt pe curent. N-am depășit 600 de lei niciodată în cea mai friguroasă lună de iarnă, repet, cu tot cu încălzire care vine și ea pe partea electrică. Mi-ar plăcea chiar să mă mut acolo pentru că acasă plătesc mai mult pentru partea asta.